Războiul din Ucraina putea fi evitat. Asta sugerează jurnaliștii Wall Street Journal, care au publicat o analiză amplă a evenimentelor care au precedat invazia. De exemplu, în noiembrie anul trecut, șeful CIA a avut o discuție cu Vladimir Putin exact pe această temă, iar liderul de la Kremlin nu a negat intenția de a ataca Ucraina. Era clar încă de atunci ce va urma, însă Occidentul nu a reușit să împiedice invazia. Dezbat acest subiect alături de Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule Diaconescu, conform jurnaliștilor de la Wall Street Journal, după această discuție, șeful CIA l-a anunțat și pe Joe Biden, bineînțeles, că Putin va invada Ucraina în această iarnă. De ce credeți că nu a făcut nimic pentru a opri invazia, nici Statele Unite, nici alte țări, sau mai degrabă ar fi putut face ceva? Mai degrabă aș răspunde la întrebarea dacă ar fi putut face ceva, pentru că, după părerea mea, nu ar fi putut face nimic. Condiționalitățile pe care Vladimir Putin a încercat să le inducă în acea perioadă țineau strict de neutralitatea Ucrainei și posibilitatea ca prin acordurile de la Minsk din 2015-2016, două oblasturi, Donbas și Lugansk, să dobândească puteri aproape de pline în interiorul Ucrainei, chiar și în politica externă, și autonomia să se transforme într-o formă de presiune asupra Kievului, de a nu lua nicio măsură în ceea ce privește apropierea de Occident. Deci, după părerea mea, discuția chiar nu putea fi rezolvată la sfârșitul toamnei trecute, pentru că opțiunile lui Putin erau cât se poate de simple. Ori Ucraina cedează datorită, să spunem, presiunilor Occidentului, ori invadează militar, ceea ce s-a întâmplat. Totuși, în ultimele două decenii știm că au tot fost poziții oscilante ale Statelor Unite și ale Uniunii Europene în relația cu Putin, deși era clară intenția lui cu privire la țările ex-sovietice. Cum ar fi trebuit să abordeze situația întreg Occidentul pentru a nu se ajunge aici? Doamnă, chestiunile sunt foarte complicate din acest punct de vedere, pentru că o poziționare antagonică ține de esența deosebit între lumea liberă, cea occidentală, și o lume dominată de principii, idei și atitudini autocratice. Deci, oricum, elemente de coliziune apar pe parcursul istoriei. În mod categoric, aici nu putem discuta de greșeli sau de opțiuni într-un sens sau în altul, pentru că discutăm de geostrategie mare. Ori, din această perspectivă, în mod evident, Occidentul, în procesul de extindere, de exemplu, nu putea ține seama de niciuna din preocupările Federației Ruse, iar Federația Rusă niciodată n-a vrut să cedeze în legătură cu contestarea extinderii alianțelor atlantice. În egală măsură, da, Occidentul a avut un anume tip de politică, spunând dacă înconjurăm și sancționăm Federația Rusă la fiecare gest împotriva democrației, practic se sufocă acest stat și în momentul ăla devine o țară cu potențial exploziv foarte serios, mai ales că este și o țară nucleară. Sigur, aici nuanțele contează foarte mult, dar un alt drum pe care s-ar fi putut merge, după părerea mea, nu există. Domnule Diaconescu, după alegerile din 2004, Putin a văzut în Revoluția Portocalie o mișcare susținută de Statele Unite menită să scoată Ucraina de pe orbita Moscovei și ca pe un preludiu pentru o viitoare mișcare similară în Rusia. De ce au ignorat Statele Unite și alte țări occidentale aceste preocupări ale lui Vladimir Putin? În primul rând, erau preocupări în blocarea unor mișcări democratice. Nu era vorba de vreun scenariu sau vreun aranjament, așa cum Moscova, în mod repetat, a lansat în spațiu public. Deci, ce ar fi putut să facă cei din Occident să-i determine pe cei care ieșeau seară de seară în mijlocul Kievului, protestând în legătură cu un regim la Kiev în acea perioadă, care a ales, până la urmă, să fugă din țară pentru a nu rămâne într-o situație care devenea mai complicată? Ce ar fi putut să facă mai mult zona occidentală? Astăzi am uitat de Belarus, de exemplu. Sunt oameni care sunt și acum în pușcărie pentru simplu fapt că au cerut alegeri libere și controlate, organizat în Belarus. Deci e o altă lume, sunt alte reguli și din când în când această lume intră în coliziune cu cea occidentală și probabil că așa se va scrie istoria în continuare. Domnule Diaconescu, vă mulțumesc tare mult pentru informații și intervenție. Mulțumesc.